În Florida, la reședința lui Donald Trump, azi noapte au descins agenții FBI. Este o investigație care vizează acuzații mai vechi în care președintele Donald Trump, după ce și-a încheiat mandatul, a plecat acasă cu documente secrete de la Casa Albă. N-ar fi trebuit să le aibă acasă. Motiv pentru care am și aflat de la fiul lui Donald Trump că agenții FBI au luat de la el de acasă din Florida niște documente. Deci percheziția pare că a avut succes. În Rusia, în vremea asta, în studiourile de televiziune, propagandiștii Kremlinului spun ce bine ar fi să fie Donald Trump încă o dată președinte în Statele Unite și că Rusia ar trebui să-l susțină. Hegemona скоро ждет своя перестройка. Дональд Трамп заявил, что во многих аспектах США стали страной третьего мира. Ну а Байдена Дональд назвал самым худшим президентом в истории. Причем Трамп заявил, что Джо нанес стране столько вреда, которые не смогли нанести даже 5 худших президентов США вместе взятых. При этом, кто входит в эту пятерку, Трамп не уточнил, входит ли сам Трамп. Разумеется, наш друг Дональд точно решил в нее не входить и еще раз баллотироваться. Также Трамп заявил, что некомпетентность Байдена чревата Третьей мировой войной. Визит Пелоси на Тайвань Трамп назвал глупым и дающим Китаю дополнительные козыри для давления. Это при том, что республиканцы, как правило, более негативно относятся к Китаю, чем демократы. Но скоро выборы, а значит, Китай резко может стать для республиканцев во главе с Трампом другом и важным партнером. Business as usual. Совершенно очевидно, что Украина – раковая опухоль в центре Европы, которая дает метастазы. Мы видим эти безумные шоу, акции трансгендеров в вышиванке, которые становятся символом современной Украины в глазах западных обывателей. У общества с такой ориентацией нет будущего. В этом плане мне нравятся те консервативные ценности, за которые выступает президент Дональд Трамп. Мы должны поддержать Трампа, и не надо стесняться. Мы должны поддержать тех американских политиков в виде Трампа, в виде других здоровых европейских сил, консервативных прежде всего, которые выступают за нормализацию отношений Запада с Россией, за отрицание безумной политики нынешних элит в Евросоюзе и в Вашингтоне. Imediat vom vorbi despre cât de bine le-ar pica rușilor să fie Donald Trump din nou președinte Statele Unite, dar avem o informație nouă care vine de la Kiev. Este exact informația de care aveam nevoie pentru a înțelege ce s-a întâmplat cu exploziile din Crimea. New York Times citează surse de la Kiev, de fapt reprezentanții Ministerului Apărării Ucrainei, care spun așa. Exploziile din Crimea sunt rezultatul muncii forțelor armate ucrainene. În atacurile de astăzi, deci este folosit cuvântul atac, în atacurile de astăzi au fost folosite muniții ucrainene. Numai muniții ucrainene. Vă reamintesc, 12, cel puțin 12 explozii produse în această după-amiază în Crimea, într-o localitate care se află în vestul peninsulei, unde se găsea o bază aeriană a Armatei Federației Ruse. Exploziile s-au produs la această bază aeriană. Am stat de vorbă mai devreme cu generalul Dan Grecu, care ne-a spus că din ce se vede în imagini, exploziile sunt foarte puternice. Acolo a explodat fie combustibil, fie muniție. Și am văzut și reacția civililor care, speriați, încearcă să fugă, să plece din Crimea, Crimea fiind un loc de vacanță preferat de ruși. Crimea este peninsula anexată ilegal de ruși acum 8 ani. Este regiune a Ucrainei, face parte din Ucraina până când rușii au anexat-o. Informațiile erau la început neclare, pentru că Moscova și Sevastopolul nu se înțeleseseră în legătură cu natura acestor explozii. Acum, Kievul ne lămurește, este vorba despre un atac în care s-a folosit muniție ucraineană. Informația este importantă pentru că
Cel mai apropiat punct de pe linia frontului de această bază aeriană se află la o distanță de cel puțin 200 de kilometri. Ori rachetele HIMARS știm cu toții că au o rază de acțiune de aproape 80 de kilometri. Și ucrainenii ne lămuresc, au fost folosite muniții ucrainene. Comentăm cu invitații noștri, Ion Meioniță, redactor șef Istoria, bună seara. Bună seara. Cristian Pârvulescu, politolog, bună seara, domnule profesor. Bună seara. Și Harry Bucur Marcu este expert în securitate națională, bună seara. Bună seara. Începem cu dumneavoastră, Harry Bucur Marcu. Muniție ucraineană, exploziile din Crimea sunt rezultatul muncii forțelor armate ucrainene. Cum e? Da, este foarte important ce ne spune Ministerul Ucrainean prin vocea zonului preluat de americani, este că nu au folosit muniția americană. Asta era foarte important de subliniat, pentru că, știți bine, a fost o discuție foarte serioasă dacă americanii le dau muniții care să aibă bătaie lungă de acțiune ucrainienilor, în condițiile în care ucrainienii nu s-ar fi reținut să folosească asemenea muniții pentru a lovi ținte de pe teritoriul Federației Ruse. Ei bine, acum Crimea este neoficial, dar după pretențiile Moscovei, parte a Federației Ruse în momentul de față, deci asistăm la o premieră în care un teritoriu care este asumat de către Federația Rusă este lovit de către ucrainieni care specifică că au folosit muniția lor proprie, deci nu au folosit muniția americană. Mai departe, ce semnificații militare ar avea o asemenea situație este greu de spus. Nu sunt date din care ar rezulta că ucrainienii ar pregăti vreo ofensivă de recugerire a Crimeei prin luptă de la Federația Rusă. Dar simplul fapt că anunță că au muniție proprie cu care pot să lovească obiective de pe teritoriul Federației Ruse, de data asta în Crimea, dar la fel de bine poate să fie chiar pe teritoriul Federației Ruse propriu-zise, în zonele în care Federația Rusă și-a concentrat rezerve sau și-a concentrat elemente logistice cu care să susțină trupele de pe teritoriul Ucrainei. Ei bine, este o informație foarte serioasă și este un gest de război pe care Ucraina îl face în mod deliberat, tocmai pentru a arăta că viitorul este de această natură, în care ei vor începe să lovească din ce în ce mai multe obiective rusești, inclusiv de pe teritoriul, nu numai de pe teritoriul Ucrainei, dar chiar de pe teritoriul Federației Ruse. Și cu succes, dacă e să judecăm după exploziile, după cât de ample par aceste explozii din imagini, Ion Meioniță. Da, de câteva săptămâni vedem că este o ușoară schimbare acolo. Poate nu este foarte spectaculoasă în ceea ce privește luptele directe, dar cel puțin în sudul Ucrainei vedem că ucrainenii preiau inițiativa în sectoare de front. Au reușit o ofensivă limitată acolo în jurul Hersonului și au obligat forțele ruse să reacționeze, adică să se redeplaseze, să se repoziționeze, să vină acolo, pentru că se așteptau ca atacurile să continue. Deci, una este să te aperi în permanență, alta este să mai obții și un avantaj tactic, strategic, să obții inițiativa, să faci adversarul să reacționeze, după cum joci tu. Și atunci este o schimbare, poate nu spectaculoasă, dar importantă în desfășurare. Și, într-adevăr, aceste atacuri, iată, în Crimea, au mai fost lovituri în jurul bazelor navale, dar, într-adevăr, acum sunt foarte bine direcționate din ce vedem, pentru că țintele se vede clar că acolo era ceva combustibil sau depozite de muniție. Dacă loveau o cazarmă, ceva, nu era atât de mare, de spectaculoasă explozia, dar probabil că au acționat foarte precis. Și important și faptul că spun acest lucru și asumă faptul că e muniția lor proprie. Ei au avut și înainte capacități când au atacat navele, de pildă din flota Mării Negre, cu rachete Moscova, cu rachete proprii, antinavă,
și-au primit ulterior și armament modern din partea Statelor Unite. Iată că îi spun acum, nu mai depindem neapărat numai de ceea ce ne trimit occidentalii, în special americanii. Știți foarte bine că acum administrația Biden a deblocat iar miliarde de dolari pentru un armament pentru Ucraina. Sunt sume foarte mari pe care America, iată, din timp în timp le deblochează pentru a asigura aprovizionarea cu muniții și armament. Faptul că ucrainenii pot să atace, iată, aceste ținte cu armament propriu, după cum spun, este extrem de semnificativ. Revenim cu comentariul dumneavoastră, domnule profesor Pârvulescu, și ultimele informații continuă să vină. Rămâneți cu noi! Ucrainenii revendică atacurile din Crimea de la Novofedorovka. Este acolo o bază aeriană a Federației Ruse pe care ucrainenii au lovit-o. Există relatări, imagini, informații în legătură cu 12 explozii. Au fost auzite, au fost văzute, filmate, între cele 12, două mai puternice. Ei bine, acum câteva minute, Ministerul Apărării de la Kiev, citat de reprezentanții, fiind citați de New York Times, spun așa: exploziile din Crimea sunt opera forțelor armate ale Ucrainei și pentru aceste atacuri a fost folosită numai muniție realizată, produsă în Ucraina. Foarte interesant, pe Twitter, înaintea acestor precizări făcute pentru New York Times, același minister al apărării Ucrainei, pe Twitter, scria următorul mesaj: Ministerul Apărării Ucrainei își dorește să le reamintească tuturor că prezența forțelor de ocupație pe teritoriul Ucrainei, pe teritoriul Crimeei ucrainene, nu este compatibilă cu sezonul turistic, domnule profesor Pârvulescu. Vă rog. Este o ironie, dacă vreți, pe care o fac ucrainienii. Fac haz de necaz, pentru că situația de pe teren nu este nici prea departe atât de clară. Au început o contraofensivă, dar din informațiile pe care le-am văzut, culese de jurnaliști care au fost la fața locului, armamentul de care dispun ucrainienii, inclusiv cel trimis din Occident, este insuficient pentru ca o contraofensivă puternică să aibă loc. Deci situația rămâne în continuare controversată. Pe de altă parte, este important că au reușit să lovească simbolic o bază aeriană din Crimea. În felul acesta dovedesc că au capacitate militară și determinare, însă nu putem trage de aici concluzia că războiul s-ar apropia într-un fel de un moment crucial. Nici rușii nu înaintează de o lună, nici ucrainienii nu înaintează. Situația este staționară. Rusia caută cu disperare o soluție pentru ieșirea din impas. Speră să fie diplomatică, face presiuni pe toate căile pe care le are la dispoziție. Între timp, Ucraina nu pare dispusă să cedeze, așa că suntem cam în aceeași situație geostrategică militară de acum o lună. Imaginile pe care le-am văzut mai devreme sunt și acum pe ecran. Colegii ne vor ajuta să le revedem. Ne arată ruși care vor să plece din Crimea. Nu știm dacă e vorba despre turiști, dacă este vorba despre ruși care au fost aduși acolo odată cu anexarea din 2014. Cert este că acum vor să plece. Informațiile care vin din surse ucrainene, e adevărat, spun că pe autostrada care se îndreaptă către podul de peste strâmtoarea Kerch, e podul care face legătura dintre peninsulă și teritoriul Federației Ruse, s-a produs un ambuteiaj monstru, pentru că sunt mulți oameni care în urma exploziilor de astăzi, în urma atacului, după cum aflăm în această seară, vor să plece. Cum vi se par aceste imagini, domnule profesor? Imaginile le vedem cu toții, sunt semnificative. S-a schimbat roata, fug ruși acum cum fugeau ucrainienii în urmă cu 6 luni de zile, e greu de spus. Rusia nu va abandona Crimeea, dar da, probabil că unii dintre rușii care au fost colonizați în Crimeea găsesc în momentul de față
un bun motiv să părăsească Crimea, pentru că riscă să devină teatru de război. Dar oare chiar riscă să devină teatru de război? Pentru că dacă ar deveni teatru de război, atunci am vorbit într-adevăr despre o schimbare importantă. Pentru moment e vorba de un atac cu rachete asupra unei baze, un atac care pare să fie reușit, dar căruia cu siguranță rușii voi răspunde mâine cu un atac cel puțin la fel de dur împotriva unor baze ucrainiene, dacă nu cumva atacul ucrainian este un răspuns la un atac pe care rușii îl revendică ca fiind un atac de succes în care au distrus un depozit de arme trimise de forțele occidentale pentru a sprijini Ucraina. Suntem în acest joc al răspunsurilor militare, al loviturilor care răspund altor lovituri, care demonstrează foarte bine impasul în care se află militar cele două state în acest moment. Sunt și imagini, le-am văzut mai devreme, sunt și imagini transmise din Crimea în care se vede panica oamenilor care erau la plajă. Erau în vacanță și care, odată cu exploziile, au vrut să fugă. Există și un număr important de oameni care au rămas ca să filmeze, pur și simplu, probabil, neînțelegând ce se petrece acolo și că poate exista un pericol în Crimea. Ion Meuniță, să ne așteptăm la o ripostă rusească în urma acestui atac? Evident că este primul gând că va fi o ripostă rusească. Dar ceea ce este important din informațiile pe care le avem în acest moment, este confirmată atacarea unei baze aeriene rusești din Crimea, o bază de pe coasta vestică a insulei, deci nu foarte aproape de zonele de confruntare curente dintre ucraineni și ruși. Arată capacitatea Ucrainei, iată, de a trece la un alt tip de atacuri, pentru că nu aveau bătaie foarte lungă până acum și iată că pot să atace ținte în Crimea, Crimea considerată sigură. De-aia erau și oameni acolo în vacanță, pentru că toți considerau că în Crimea nu va fi nimic, pentru că este anexată de Rusia, deci considerată de Rusia teritoriul aparținând Federației Ruse. De altă parte, că este extrem de bine apărată, că este o cupolă acolo care interzice orice, că nu te poți, nici musca nu poate să treacă pentru că bateriile, celebrele baterii, o doboară tot. Iată că nu e așa. Se mai spulberă încă un mit de acest fel. Pe de altă parte, important pentru Crimea, care este absolut strategică, și depinde depind comunicațiile de acest pod, unde am văzut că s-a făcut coadă. Ori și podul este, poate fi o țintă și ucrainenii au vorbit de mai multe ori, au sugerat că ar putea să fie și acest pod o țintă, plus bazele extrem de importante ale marinei, ale flotei Mării Negre, care sunt în Crimea. Deci, plus tot ansamblul, acesta, vorbeam despre această cupolă de antiacces pe care Rusia a construit acolo, a militarizat peninsula și iată că există breșe. Deci poate fi bombardată, poate fi atacată. Asta după ce am văzut ce s-a întâmplat cu insula Șerpilă. Căzută mâinile rușilor, dar iată, au fost nevoiți să o evacueze pentru că nu făceau față bombardamentelor. Deci nu funcționa apărarea pe care ei încercau să o construiască, aceste tipuri de cupole impenetrabile. Nu spun că Crimea e insular, Șerpilor, evident că e o diferență enormă între cele două, dar pur și simplu fapt că a fost atacată și că s-a dovedit că apărarea nu poate să facă față sau iată a fost surprinsă. Și a fost atacată o bază, deci un obiectiv militar, o bază aeriană este importantă. Pe de altă parte, relativ, referitor la această situație de pe front, iată că au apărut și accente noi în ceea ce privește propaganda și am văzut uimitor faptul cum propaganda, cu care ne obișnuim și vedem acele imagini cu cele mai să atacăm nuclear, să doborâm New York-ul și așa mai departe, entuziasmul cu care a fost lansată această idee, cel puțin absolut, cel puțin de neimaginat până acum, hai să primim 100.000 de soldați nord-coreeni care să vină să ne... Deci era un fel, adică măreața
imperial a Rusiei, imbatabil a Rusiei, care face tot ce vrei, are nevoie de la un stat mic, izolat, Corea de Nord, să ne trimită 100, lor să le trimită, adică rușilor să le trimită 100.000 de luptători care să rezolve probleme. Deci, pentru primul, indirect, că și propaganda asta are capcanele ei, indirect, ei recunoșteau că sunt într-un mare impas și care ne avea nevoie de, iată, cel puțin 100.000 de luptători hotărâți din ăștia care să vină să răstoarne frontul. Deci, și un semn aici că lucrurile s-au angrenat într-un război de uzură în care și Federația Rusă are pierderi pe care îl duce din ce în ce mai greu. Mai sunt și sancțiunile economice care funcționează, spre surprinderea unora ca Victor Orban, dar ele funcționează și toate analizele făcute de instituții independente și de economiști arată că economia Rusiei este lovită și pe termen lung efectele vor fi din ce în ce mai importante. Deci lucrurile se strâng și, într-adevăr, se pare că asistăm la un moment din ăsta important în evoluția conflictului. Două minute mai avem până la publicitate. Hari Bucur-Marcu, cum interpretați dorința Moscovei de a anunța repede că e vorba despre o detonare fără victime acolo la baza aeriană din vestul Crimeei? După care e posibil să nu fi înțeles ce s-a întâmplat, să nu fi realizat ce s-a întâmplat, că a fost vorba despre un atac, e posibil la o bază aeriană? Bun, este posibil orice. Deci, partea de propagandă, eu în general nu prea o discut pentru că n-are relevanță. Relevant este faptul că în momentul de față Rusia nu are o perspectivă pentru a-și atinge cele două obiective strategice pe care le are cu mijloace militare. Unul este să ocupe militar zona Donbasului astfel încât să poată să obțină în Donbas un regim cum l-a obținut în Crimea în 2014, adică să o anexare și din toate devenind teritoriu al Federației Ruse, Donbasul ar avea o altă formă de apărare, cel puțin din punct de vedere diplomatic și așa mai departe. Asta ar fi un obiectiv. Al doilea este cel de a distruge, efectiv, de a anihila societatea și civilizația ucraineană astfel încât ea niciodată să nu poată să devină occidentală, să nu poată să fie partea Occidentului, ca să nu aducă Occidentul la granițele Federației Ruse. Cam asta este. Astea sunt cele două obiective strategice evidente și chiar declarate ale Moscovei și ale lui Putin, bineînțeles. Ei bine, în condițiile acestea, orice acțiune militară pe teritoriul Crimeei arată că nu numai că nu au greutăți în a atinge cele două obiective, dar că rușii sunt în situația în care vor trebui să-și apere ceea ce au obținut până acum, nu numai să aibă ofensive prin care să-și atingă obiectivele acestea. Ori, ei nu sunt pregătiți pentru așa ceva, deci ei nu au forme de apărare. Crimeea nu este apărabilă din punct de vedere militar decât prin amenințarea cu apelul la armele nucleare. Altfel, ceea ce au constituit ei acolo surse de apărare din acesta terestre sau aeriană, sigur că da, au importanța lor, dar nu importanță strategică, au importanță tactică. Revenim după o scurtă pauză. Foarte interesant ce spuneți, Hari Bucur-Marcu. Poate că are o anumită greutate și felul în care rușii se joacă, pur și simplu se joacă cu spaimele Europei în privința centralei de la Zaporojie. Ce a stârnit asta în România? Imediat după o scurtă pauză, rămâneți cu noi. Reacțiile la Moscova după anunțul făcut de Ministerul Apărării de la Kiev că ce s-a întâmplat? Exploziile din peninsula Crimeea reprezintă opera forțelor armate ale Ucrainei. A fost folosită acolo numai muniție ucraineană, ține să precizeze Ministerul Apărării de la Kiev. Și primele reacții de la Moscova sunt ale propagandiștilor. Margarita Simonian, care este șefa Russia Today, scrie pe Telegram că ucrainenii au depășit o linie roșie cu atacul din Crimeea. Atenție, folosește cuvântul atac, în condițiile în care mai devreme Ministerul Apărării de la Moscova spusese că a fost vorba despre un accident.
care s-a produs la această bază aeriană a Federației Ruse, a Armatei Federației Ruse, în timpul manipulării unor combustibili. Deci Margarita Simonian folosește cuvântul atac. Ne așteptăm ca după propagandiști să vină și reacțiile oficiale, oare ce înseamnă că a fost depășită o linie roșie? Până una alta, sursele ucrainene numără deja pierderile, se vorbește despre 40 de avioane Suhoi 24 care ar fi fost distruse în acest atac. Vă reamintesc că exploziile s-au produs la o bază aeriană, suport pentru flota rusă de la Marea Neagră. Avioanele din această bază aeriană executau misiuni în colaborare cu navele de război ale Rusiei din Marea Neagră. Și tot în această oră, la Digi24, vom vorbi despre o discrepanță majoră pe care am constatat-o astăzi între discursul realist, precaut, al guvernatorului Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu. Ne-a explicat pe larg cât de periculos este să te joci prea mult cu așteptările și mai ales cu frica într-un context atât de încărcat. A vorbit despre cum băncile reacționează exagerat pentru că vor să fie precaute, de aici și ce se întâmplă cu dobânzile. Le-a chemat pe bănci să fie ceva mai relaxate și să se uite cu atenție la mesajele Băncii Naționale a României. Că în contextul ăsta atât de încărcat ar fi bine să nu ne jucăm cu inflația, pentru că e o boală grea cu care ne-am mai confruntat. Se poate să fie și mult mai rău. Ne-a adus aminte că în România am avut inflație de 200%, de 300%, poate fi și mai rău. Și chiar și așa, în contextul ăsta încărcat, spune Muguri Sărescu, avem perspective ca lucrurile să se calmeze în această toamnă, ca prețurile să o ia în jos, în sfârșit, să se întâmple lucrurile astea. Și în fața acestui discurs, discursul domnilor politicieni din coaliția de guvernare. Marcel Ciolacu vorbește despre faptul că bugetul nu are bani pentru schema de compensare a facturilor de energie și că trebuie găsită o altă soluție. Tot el spune că nu e nicio altă soluție decât alegerile anticipate, dacă nu va fi respectat protocolul prin care trebuie să se facă rotativa la guvernare. Să se schimbe prim-ministrul, Marcel Ciolacu să devină prim-ministru în locul lui Nicolae Ciucă. Cum stau lucrurile? Într-un context atât de încărcat, coaliția dă în clocot? De ce? Există? Sunt motive reale? Nu mai au soluții? Comentariile invitaților noștri imediat în jurnal, dar tot în contextul ăsta, domnule profesor Pârvulescu, vine și declarația pe care medicii au catalogat-o drept panicardă a ministrului sănătății. Dumneavoastră, cum vi se pare? În orice caz, neinspirată declarația domnului ministru Rafila, neinspirată pentru că a fost făcută în contextul în care au existat multe comentarii privind exploziile de la centrala nucleară de la Zaporojie. În aceste condiții, asta a creat panică sau ar fi putut crea panică, pentru că nu este foarte clar dacă a existat într-adevăr o panică sau dacă jurnaliștii au văzut aici condiții de panică, pentru că în momentul în care a început distribuirea tabletelor de iodură de potasiu, n-a fost nici pe departe înghesuială. Dar declarația ministrului arată, unu, că nu are experiență politică, că nu înțelege contextul geopolitic, a fost greșit consiliat și această declarație dovedește că nu există o cooperare în ceea ce privește comunicarea la nivel guvernamental. Pentru că nu este vorba despre o simplă politică de sănătate. Este vorba despre o politică într-un context geopolitic în care se vorbește foarte mult de pericolul nuclear. Fie că vorbim de amenințările rusești cu arma nucleară, fie că vorbim despre posibilele atacuri sau explozii la Zaporojie, care unii specialiști îmi transmit că sunt totuși improbabile. Accidente pot exista oricând. Cazul Fukushima ne arată că chiar în momentul în care, spre exemplu, alimentarea reactoarelor încetează, pot apărea accidente care se ducă la catastrofe. Ăsta este și motivul pentru care tensiunile din zona respectivă trebuie să înceteze, iar declarațiile politicienilor români în acest context nu fac decât să alimenteze temerile. Eu cred că domnul Rafila a făcut-o din cauza lipsei de experiență politică și nu din alt motiv. Dar ce credeți că se întâmplă? Există o explicație mai mare de atât? Adică să vii să spui public
Bugetul nu-și poate permite, noi nu ne putem permite să dăm 3% din PIB pentru o schemă de compensare și plafonare despre care exact politicienii care spun asta tătuseră, negociaseră acum o jumătate de an și ajunseseră la această soluție despre care constată acum că e prea scumpă. N-ar fi fost mai bine să vină să ne spună totuși care e soluția, nu să ne spună că nu ne putem permite plafonarea și compensarea electricității? Pentru că nu prea există soluții, știți, vorba lui Garagiale, când bugetul e mic, mă rog, parafrazez acum, soluțiile nu sunt extraordinare. Nici Ungaria nu și-a putut permite acest lux. Am văzut că au încercat să plafoneze prețurile și nu au reușit, prețurile la combustibil. Au făcut încercarea de a cumpăra petrol și gaz ieftin pentru a contrabalansa efectele negative ale măsurii luate de guvernul Orban în contextul alegerilor în primăvară, dar n-a fost suficient. Este foarte adevărat, în momentul în care s-a luat această decizie, în special PSD-ul a susținut-o și a susținut-o cu emfază până de curând. Economiștii au atras atenția că nu este o măsură care să aibă efecte pozitive pe termen lung, iar efectele generale asupra bugetului sunt complicate. De aceea, discursul de astăzi al guvernatorului e foarte interesant, pentru că nu e pesimist. Nu este nici optimist, deși o notă de optimism există acolo, însă cere foarte mult realism în abordarea acestor probleme și constată că românii înțeleg contextul, mai bine decât politicienii, pentru că înțeleg să nu mai mizeze foarte mult pe consum, să încerce să găsească soluții, să se adapteze, pentru că situația geostrategică influențează în mare măsură situația economică. Este absurd să spunem că nu există nicio legătură între politică și economie. Există, dar această legătură nu trece prin bugetul României. Ea ține în special de politica pe care producătorii de petrol, OPEC-ul, OPEC Plus, sau producătorii de gaz o fac în încercarea de a specula momentul și, de ce nu, de a obține un avantaj strategic, cum este cazul Rusiei. Guvernatorul face o pledoarie pentru chibzuință, pentru echilibru, pentru calm, e important, pentru că uite ce se întâmplă când oamenii se sperie și din frică pot să facă tot felul de lucruri. Calm, că poate fi mult mai rău. Și politicienii trag semnale de alarmă. Este exact diferența. Ce înseamnă să ai experiență, să fi trecut prin niște momente foarte grele. Și guvernatorul știe foarte bine acest lucru. România a fost în momente dificile. Inflația a fost o problemă gravă în România. Într-adevăr, să ne aducem aminte, ne-am tăiat 4 zerouri din coada leului. Vă dați seama cât era inflația? Nu mai ține minte. Ne-au rămas milioanele și acum a rămas în limbaj milioane, 8 milioane. De ce vorbim cu milioane? Au mai rămas oameni care se referă. Vă dați seama, milioane. O vorba de 100 de lei. Deci atunci umblam cu milioane, cu zeci de milioane. Era inflația de la lună la lună, 200% pe an, poate și mai mult decât atât. Știe cum a fost, știe în ce dificultăți financiare am ajuns. Și atunci trage un semnal de alarmă. Știți care e cel mai mare dușman? Nici măcar situația economică globală, care evident reprezintă prima cauză, războiul, creșterea prețurilor și așa mai departe, la materii prime, la combustibil, la gaze. Nu, cel mai mare inamic este populismul intern, politica internă, care poate să strice niște echilibre fragile, dar care se pot întări aceste lucruri. Și o spune și guvernatorul și este evident. A început să se vadă ceva mai liniștitor situația, pentru că, vedeți, dacă vă uitați pe prețurile la petrol, de exemplu, au scăzut undeva la 100 de dolari barilul, de la 120-130 cât era cu câteva săptămâni în urmă. Au început să scadă prețurile pe materiile prime. Reluarea comerțului cu cereale din Ucraina, chiar așa fragil cum este, a dat înapoi, a început să dea înapoi prețul alimentelor la nivel global. Nu au scăzut, dar nu mai cresc. E important, 1% este important. Importantă este tendința. Deci lucrurile tratate cu calm, în câteva luni, 6-7 luni, într-un an, anul viitor, se pot calma.
se poate ajunge la o situație în care cererea să nu mai fie atât de mare față de ofertă și astfel prețurile să crească. Cererea de petrol, de cum dacă OPEC mai crește producția, dacă se ajustează cererea, deja pe petrol vedem că lucrurile se aranjează, se vor aranja probabil și la gaze. Bineînțeles, la alte paliere. Nu o să ne mai întoarcem niciodată la epoca de confeti și de șampanie a banilor extrem de ieftin, ba chiar a banilor cu costuri zero. Pentru că a fost o epocă de asemenea prosperitate în care luai credite cu zero dobândă. Atât de erau de ieftin banii, în care dobânzile băncilor centrale erau acolo. Ba chiar unii îți dădeau bani ca să te împrumuți. Nu mai există așa ceva și a spus-o și guvernatorul foarte clar. Nu vom mai trăi vremurile alea. Ne întoarcem la vremurile normale în care banii au un cost. Nimic nu e gratis pe lume. Vrei să împrumuți, plătești o dobândă? Sigur că acum dobânzile au crescut foarte mult și că poate să fie împovărător, e adevărat. Dar trebuie să ne obișnim să trăim în această realitate economică fără a face greșelile pe care le fac politicienii care, iată, n-au niciun fel de viziune și sar populist cu măsuri pe care nu le pot acoperi. Când s-au luat măsurile alea teribile, 370 plafon compensă, băi da, de ce compensați până la orice preț? Deci eu vin, tu îmi dai 307, de la 370 și eu vând cu 2000 și tu îmi dai diferența. Și din ce în ce mai mult, și nu cu 2000. Mâine și mai mult, 4000 și mai, sau 5000. Și iau și diferența de la buget. Și statul să plătească diferența față de 370. E o aberație. De ce ați făcut asta, stimați politicieni? De ce n-ați spus, da, 370 și compensăm până la 800? Care acoperă prețul, da? Nu compensezi la infinit, că vii tu și îmi ceri. Spuneau primarii, am auzit primari care vor să cumpere pentru căldură în orașe importante din România, municipii mari, ar avea bani să cumpere gaz și li se cer niște prețuri de 4-5.000. Vă dați seama, pe care bineînțeles n-au cum să le plătească și nici nu pot legal să le plătească. Dar dacă, pentru că vor, dacă eu cer, ce? Cel care dă. Nu cel care cere eticălosul aici, nu? Dacă tu dai prețul ăsta. Și aici, de ce toată această compensare s-a făcut la infinit, compensăm la infinit? Nu, compensează într-un, dacă vrei să faci ceva, dacă nu vrei să alimentezi niște găuri. Și iată că am ajuns în această situație pe care o vorbim de astă toamnă. Nu o să fiți în stare să achitați prețurile astea uriașe pentru ce? Pentru că e ceva îngrozitor ce s-a întâmplat. Pentru că ai plafonat doar aici, la 370, dar în partea cealaltă poți să ceară infinit și tu să te duci să compensezi. E de neconceput așa. Nu puteai să te gândești la așa ceva? Vii acum și spui, n-avem bani să plătim. Păi e vorba de 5-6 miliarde de euro pe care trebuie să-i plătești. Ce se va întâmpla dacă nu plătești banii ăștia? Așa a pus cineva problema, domnilor politicieni. Păi falimentezi în lanț o industrie, în energie. Producătorul nu va primi banii de la distribuitor, transportatorii nu vor mai avea banii de la furnizori și așa mai departe. Unde ajungem? Pe de altă parte, noi producem și ne lăudăm, producem 90% din gaz. Păi dacă produci 90% din gaz, iar cel mai mare producător de gaz este statul român prin compania RomGaz, nu este aberant? Ce se întâmplă? E total aberant. Deci e un mecanism care te duce la niște cheltuieli îngrozitoare. Evident, populația și industria au depășit o iarnă. Dar a doua nu mai depășești. Că n-ai cum să mai apelezi la același mecanism care este uluitor de risipitor. Nu se poate așa ceva. Nu gândesc deloc acești oameni. Populismul te îngroapă. Uitați-vă la Ungaria. Marele exemplu al lui. Și toți erau cu steagul Ungariei în brațe. Să facem noi ca ungurii, să facem ca ungurii. Că ia uite, a plafonat. Mamă, ce mușchi are Victor. Era să scufunde cu o barcă până Adriatica. L-a salvat, un jurnalist. Foarte bine, nu? Foarte bine, Doamne ferește. Nu zic, dar populismul ăsta, când le spunea mergeți cu bărcuța la Balaton, că e mai bine. În sfârșit. Și a fost nevoit să renunțe la mecanismul de plafonare și a prețurilor și această... Pentru că nu avea cum să susțină, pentru că ajunsese răcozi, ajunsese penurie. Deci ori n-ai bani să plătești, ori n-ai produsul. Asta se întâmplă când vrei să controlezi populist o piață și nu te referi exact la ceea ce poți să oferi.
Harry Bucur-Marcu, cât de periculoasă e o instabilitate acum, instabilitate politică, o criză de guvern, cum ar fi? În general, dacă trăim o criză din aceasta de securitate, în condițiile în care din 5 vecini teritoriali, cu 2 suntem aliați și cu ceilalți 3 sunt în stare de conflict mai latent sau chiar război. În asemenea condiții, în mod normal, un stat ordonat încearcă să-și concentreze atenția pe problemele esențiale, nu încearcă să facă populisme, devine mai puțin interesante aranjamentele de împărțirea puterii executive între diferitele partide și grupuri politice, se concentrează puterea și rolul principal în asemenea condiții îl are președintele statului, în cazul nostru președintele României, care are chiar mecanismele constituționale să vegheze asupra bunei funcționări a autorităților publice, să vegheze asupra respectării Constituției și mai departe să facă medierea asta între societate și guvernanți. Ei bine, dacă nu se întâmplă așa, este ceea ce vedem în momentul de față. Adică, și noi putem aștepta la lucruri mai rele. Eu nu sunt un familiarizat cu problemele, cu luptele interne politice pentru putere, în mod intenționat mă țin departe de așa ceva. Pe domeniile la care mă pricep sau care oarecum înțeleg despre ce este vorba, cum este apărarea națională, securitatea națională, chiar și educația, părerea mea este că atâta vreme cât nu se comunică între guvernanți și societate sub nicio formă, nu există o instituție a comunicării de criză, o instituție a comunicării în situații din acestea, fiecare face cam ce vrea, adică guvernanții fac cam ce vor, fără să dea socoteală cuiva, iar publicul la rândul său se aranjează cum poate, prin diferite forme, în care încearcă să profite cât mai mult de situația creată și să le meargă cât mai bine personal. Iar cei cărora nu le merge bine se plâng. Cam asta este situația. Imediat despre situația de la Zaporojia, Harry Bucur-Marcu, vrem părerea dumneavoastră, dar înainte, Ion Meioniță. Bogdan Aurescu spune așa, condamn cu putere acțiunile militare ale forțelor ruse de lângă centrala nucleară Zaporojia. Astfel de acțiuni nesăbuite sunt irresponsabile și riscante pentru toată Europa, spune ministrul român de externe, în legătură cu ce se întâmplă la cea mai mare centrală nucleară din Europa. De adevăr, este extrem de îngrijorător să ai concentrări de forțe, să folosești centrala pe post de bază, pentru că nu te atacă nimeni, nu trimite nimeni rachete cum au trimis în baza aeriană din Crimea, pentru că e o centrală nucleară, nimeni nu se atinge de ea. Și atunci folosești cascut, ceea ce este extrem de periculos. Intri într-o centrală nucleară și te plimbi acolo cu armamente, cu echipamente militare, cu explozibili și așa mai departe. Este pe de-o parte și pe de altă parte ce faci cu centrala. Pentru că vedem că sunt știrile legate că o deconectează de la sistemul energetic ucrainean și o vor să o cupleze la rețelele controlate de ruși, inclusiv în Crimea. Ori jocul ăsta cu centrale nucleare l-am mai văzut și a generat cea mai mare catastrofă nucleară din istorie, ca accident civil, Cernobâlul. Așa s-a întâmplat acolo, pur și simplu făceau niște teste. Încercau să oprească și să pornească reactorul, să vadă cum reacționează. Bineînțeles, nepregătiți și așa mai departe, și reactorul a explodat. Și s-a întâmplat o catastrofă în care au murit 10.000 de oameni, nu pe loc, câțiva au murit pe loc în explozie, dar ceea ce s-a întâmplat a fost îngrozitor. Toți oamenii aceia aduși, pentru că era comunism, și a adus cu o lopată și cu o salopetă. Și a pus să scoată deșeurile încă arzând nucleare. Acei oameni în câțiva ani, marea lor majoritate, au murit îngrozitor din cauza radiației. Nu le-a spus nimeni nimic. Au fost ținuți acolo săptămâni și luni de zile. Se numeau lichidatori. O catastrofă. E,
Vă dați seama ce se întâmplă în momentul în care cu asemenea reactoare și de asemenea capacitate încep să te joci, să le scoți, să le oprești, să le recupleți, să le trimiți. În sine este o problemă care trebuie tratată cu foarte multă atenție, dar dacă este câmp militar acolo, e cu atât mai riscant și de aceea ar trebui lăsate aceste centrale să funcționeze, să fie chiar și într-un război atât de brutal și de ilogic să fie niște sanctuare de care să nu se atingă nimeni, pentru că doar nu se gândesc rușii că dacă se întâmplă un accident acolo, nu se duce radiația și spre ei, pentru că la Cernobâl cea mai mare cantitate de elemente radioactive a fost purtată de vânt spre Belarus și Rusia. Ar Belarusul, la rândul lui, a suferit îngrozitor în urma ploilor radioactive care au urmat Cernobâlului. Și concentrația cea mai mare de sol radioactiv este în Ucraina și în Belarus. Deci se răspundește unde bate vântul. Așa că cum poți să nu ții seama de lucrurile astea elementare? Pe de altă parte, l-am văzut și pe ministrul nostru, domnul Rafila. Cum poți să spui duceți-vă de urgență și luați-vă pastilele? Înseamnă că s-a întâmplat ceva. Lumea se sperie, mai ales când vede știrile legate de Zaporojie. De-aia, zic, extrem de important și cu adevărat așa este. Îți trebuie o celulă de comunicare. Vedeți, nu mai dați tot felul de declarații pe drum. Avem niște... Eu n-am mai văzut politicieni de tipul ăsta. Dom'le, la colț de stradă, vin 10 ziariști peste ei, zici că este rugby, zici că e un meci de rugby în care îl plachează pe respectivul politician, sare o grămadă pe el, îl țin și cu microfon, ce ziceți? Și el dă declarații mergând, încercând să scape de acolo sau din contră, se oprește el și îi cheamă. Ia veniți băieți să vă spun eu ceva. Și își dă cu părerea, să schimbăm guvernarea, să nu schimbăm guvernarea, ce facem cu gazele... Tune, astea sunt lucruri extrem de importante. Convoacă 10.000 de conferințe de presă pe zi. Vino cu ele pregătite. Vino cu consilieri dacă ai. Mai deștepți ca tine. Care să spună, aici e așa, aici e așa. Ok, nimeni nu le știe pe toate. Dar nu stai la colțul străzii și spui tot ce îți trece până în cap. Veniți de urgență, luați-vă pastilele. Păi ce s-a întâmplat? De 3 luni de zile sunt pastilele în farmacii. Chem lumea și sub, și spui, și sub 40 de ani. Bineînțeles că n-a avut, pe moment, stând acolo, el s-a gândit, să scăpăm de problema cu pastilele, că stau în depozite pe în farmacii. Duceți-mă, mă, și luați-le acasă. Fără să se gândească, bine, am scăpat de problemă, le-am distribuit. Și a dus lumea și le-a luat acasă, le are la capul patului cu paharul de apă, le ține acolo. Ca să-i spun eu, stai liniștit, nu le lua, că nu e cazul, dar să le ai acasă. Și am scăpat de problemă. Nu, că lumea înțelege invers. Înțelege sigur, că s-a întâmplat medicii ceva. Medicii spun că oamenii au înțeles invers. Că e o urgență și că de-aia și trebuie să le iei. Comunicarea asta este esențială. Nu poți să o tratezi așa. Vei vedeți. Cum iese unul pe ușă, cum s-a apucat să dea declarații, inclusiv despre guvernare. Că facem rotativă, că nu facem, că schimbăm în condițiile astea în care... Lucrurile sunt atât de fragile și în care trebuie să fie atât de echilibrat în ceea ce spui. Dom'le, vom discuta, facem, vedem, ne întrunim, vorbim. Nu, gata, nu mai facem. La anul, gata, schimbăm, dăm miniștri afară, îi băgăm pe alții în loc. La colțul străzii. Un fel de șuietă de asta interminabil. Din sursele ucrainene rezultă că în atacul din Crimea, din această seară, au fost distruse 40 de avioane Su-24. Erau avioanele acestei baze lovite de ucraineni, iar acestea sunt primele imagini. Mi se spune că în imagini este un Suhoi-24 distrus în atac. Sunt singurele imagini pe care le avem în acest moment. Repet, sunt imagini și informații din sursele ucrainene. Nu le-am putut verifica. Vi le oferim așa cum sunt ele difuzate pe Twitter în cazul acesta. 40 de avioane Suhoi-24 ar fi fost distruse în atacul. Încă nu știm cu ce fel de muniție, dar ucrainenii au ținut să precizeze că a fost muniție ucraineană. Muniție ucraineană într-o operă a militarilor forțelor de apărare ale Ucrainei. Sunt precizările făcute de Ministerul Apărării de la Kiev pentru New York Times, pentru că o bună bucată de vreme s-a crezut că ce s-a întâmplat în vestul Crimeei a fost un accident, un accident militar. Ba chiar Ministerul Apărării de la Moscova a vorbit despre o greșeală de manipulare a unui bidon cu combustibil, în urma căruia s-ar fi produs
o uriașă explozie. Vin și reacțiile de la Moscova. Vă spuneam că deocamdată e vorba doar despre propagandiști. Margarita Simonian este șefa Russia Today. Spune că ucrainenii au depășit, au trecut o linie roșie. Evident, asta nu înseamnă nimic din punctul de vedere al reacțiilor oficiale, pentru că ele urmează să vină. Dar se pare că e supărare multă, Cristian Pârvulescu, din cauza acestui atac. Supărare multă la Moscova. Evident, pentru că este un atac pe ceea ce Rusia consideră a fi teritoriul său. Din punct de vedere internațional, Crimeea aparține Ucrainei, dar din 2014, ați spus-o și dumneavoastră pe parcursul acestei emisiuni, telespectatorii Digi24 știu deja, Ucraina este un teritoriu, Crimeea este un teritoriu ucrainian ocupat în mod samavolnic în 2014, moment în care a început acest război care continuă și astăzi și s-a amplificat după 24 mai. Dar aș merge puțin înapoi. Vorbeați la un moment dat de celebrii luptători nordcoreeni care ar trebui să vină cu 100 de mii. Și asta ne spune ceva care ne face să înțelegem pe propagandiști, să înțelegem isteria propagandistică de la Moscova. E vorba despre un concept, cultură politică, care vorbește despre credințe și valori pe care o comunitate le are. Conform celor care au elaborat această teorie acum 60 de ani, există trei tipuri de culturi politice. O cultură politică localistă, în care se valorizează doar valorile, doar ceea ce este local, una de supunere națională și una civică, democratică. Ori, spre exemplu, în momentul în care tinerii refuză să meargă să-și dea viața pentru țară, ceea ce se întâmplă în Rusia în momentul de față, de aceea au nevoie de mercenari. Înseamnă că a avut loc o schimbare de cultură. Cultura de supunere, caracteristică statelor națiune de secol XIX, început de secol XX, a fost înlocuită cu o cultură civică. Oamenii își pun întrebări, poate că nu au curajul să protesteze pe stradă, dar în orice caz nu sunt dispuși să-și dea viața pentru țară. În orice caz, nu oricum și nu pentru Putin. Și atunci sunt obligați să găsească soluții. Vorbeau nici mai mult, nici mai puțin acești propagandiști de la Moscova despre o operațiune specială propagandistică pe teritoriul Rusiei pentru a reface, de fapt, sentimentul patriotic. E o iluzie. Aceste lucruri nu se pot face. Pur și simplu, schimbările culturale au loc. Nu există om care să nu aibă o cultură politică, adică care să nu aibă valori, să nu aibă credințe legate de politică. Și este clar, în Rusia, schimbarea a avut loc și Rusia nu poate să-și mobilizeze trupele într-o asemenea direcție. Sunt curios ce s-a întâmplat în China, pe de altă parte, apropo de tensiunile din strâmtoarea Taiwan, pentru că, din câte știu, și acolo a avut loc o schimbare culturală importantă, dar nu putem să o măsurăm la fel cum putem să o facem în momentul de față în Rusia. Iată că în condițiile astea înțelegem poate mai bine și isteria propagandistică a celor care la Moscova dau tonul și încercarea disperată a liderilor de la Kremlin de a folosi amenințarea nucleară. Harry Bucur-Marcu, vă întrebam mai devreme ce ar putea să însemne linia roșie și lansați ipoteza folosirii armei nucleare. Vă rog. Da, să punem un pic de ordine în discuția asta nucleară. Suntem în luna în care la Națiunile Unite are loc conferința pentru reevaluarea sau revizuirea tratatului de neproliferare nucleară, care are două componente. Are componenta de arme nucleare și are componenta de folosire a energiei nucleare în scopuri pașnice, astfel încât niciodată să nu se poată trece de la folosirea ei în scopuri pașnice la folosirea energiei nucleare în scopuri de producere a armei nucleare. În asemenea condiții, pe 1 august, secretarul de stat american, în discursul său la această conferință, a amintit exact situația în care ne aflăm acum, în care pe teritoriul Ucrainei este cea mai mare centrală nucleară din Europa, de pe continent, și care este sub ocupație militară rusească, rușii folosind locația respectivă pentru a lansa atacuri, pentru a trimite rachete și lovituri de artilerie asupra ucrainienilor,
contând pe faptul că ucrainenii nu vor riposta niciodată, nu vor încerca să lovească această locație pentru că ar produce o catastrofă nucleară de proporții continentale. Ei bine, iată că după câteva zile de la evocarea aceasta în cadrul Națiunilor Unite, pe teren se întâmplă exact așa ceva, adică asistăm la explozii care sunt atribuite fiecăruia dintre părți în mod propagandistic, că rușii zic că ar fi de vină ucrainenii, ucrainenii zic că rușii sunt cei care provoacă așa ceva. Cert este că trupele rusești se află pe teritoriul și în locația acestei centrale nucleare, condiții în care în momentul de față nu ne așteptăm neapărat la un accident sau la o catastrofă nucleară, dar iată că e un prilej din acesta în care anumite state să se poziționeze față de situație, cum este Ministerul de Externe român, dar și Ministerul Sănătății român, ca să zic așa, fiecare divergent oarecum, în sensul în care unul încearcă să contează pe o națiune unită în atitudine față de această situație, respectiv Ministerul de Externe, Ministerul de Sănătății creează confuzii mai degrabă decât să arate că există într-adevăr o coerență în atitudinea românească față de o eventuală catastrofă nucleară în apropierea sau pe continentul pe care se află și România. Bun. Partea militară însă este foarte importantă aici. Folosirea de către trupele rusești a unor obiective din acestea, cum este centrala nucleară de la Zaporojie, pentru a se proteja de loviturile Ucrainei, este un element de slăbiciune strategică, nu tactică. Sigur, lăsați de capul lor, orice soldat va căuta să se protejeze cum poate, dar în momentul în care îi se dă voie, iată, suntem într-un război care datează din 24 februarie, adică nu este un război recent. Deja s-au făcut niște înlocuiri acolo de forțe. Sunt alții cei care luptă în momentul de față decât cei care au început războiul. Ei bine, în asemenea condiții, orice continuitate de aceasta de comportament pe teatrul de război ne arată că responsabilitatea vine sus, la cei care sunt permanenți, cum este președintele Rusiei sau comandanții militari de pe teatrul de acțiuni, care sunt aceiași. Ori asta ne arată că în niciun caz nu este pregătită Rusia pentru vreo victorie propriu-zisă în Ucraina, alta decât distrugerea Ucrainei sau anihilarea civilizației ucrainiene. Asta ne spune situația din... Sigur că da, în context, în momentul în care s-ar declanșa o acțiune, adică folosirea armelor nucleare de către Rusia, toate datele problemei se schimbă radical, dar deocamdată suntem la nivelul retoric în ceea ce privește folosirea armelor nucleare de către Rusia, cu o probabilitate foarte, foarte modestă ca această retorică să prindă viață vreodată. Numai din discuția noastră, domnule profesor Pârvulescu, dacă e să facem o listă de riscuri, pericole, constatăm că lista este foarte lungă și toate riscurile astea nu pot fi controlate. Pur și simplu ele nu sunt în mâna noastră. E, în vremea asta, la București, avem politicieni care recunosc că și-au dorit foarte mult ceva care acum e prea scump. Am discutat despre asta. Dar și apare un subiect, e foarte, foarte ciudat cum s-a întâmplat, un lider local PNL spune că n-ar mai trebui făcută rocada, n-ar mai trebui făcută rotativa. Și de aici reacția nervoasă a celor de la PSD, explicabilă și prima și a doua, și acțiunea și reacțiunea. Ce se întâmplă? Ajutați-ne să înțelegem. Nu este un lider PNL oarecare. Este un lider PNL, Alexandru Muraru, președintele organizației PNL Iași, fratele geamăn al lui Andrei Muraru, cel care a fost până la numirea sa ca ambasador la Washington, unul din cei mai apropiați colaboratori ai președintelui Iohannis. PSD a interpretat această declarație ca fiind opoziția președintelui, de aici și nervozitatea. Nu neapărat pentru că PSD n-ar fi dispus să accepte o continuare a guvernării, dar în condițiile în care lucrurile acestea se negociază în coaliție, în spatele ușilor închise.
Reacția a fost imediată, pe de-o parte ironică și dură la adresa domnului Muraru, să-și vadă de treburile sale în organizația PNL Iași, unde are probleme cu primarul și președintele Consiliului Județean, și pe de altă parte această afirmație tranșantă a domnului președinte Ciolacu, care spune vor urma alegeri anticipate. Și dumneavoastră, și cei din studio, și telespectatorii știu că alegerile anticipate în România sunt dificil de realizat. Înțeleg însă întrebarea dumneavoastră în sensul acesta. Riscăm, în condițiile geopolitice actuale, să producem o criză ca cea din Bulgaria, care este evident opera rușilor, ca cea din Italia, unde iarăși știm că rușii au avut un rol important. Riscăm așa ceva în România? Eu credeam că PSD este un partid responsabil care înțelege că în acest moment trebuie să ținem lucrurile sub control. PNL, prin cei care au posibilitatea oficial să reprezinte poziția, au afirmat că nu vor schimba regulile. Eu n-aș vorbi de rotativă, ci de rocadă, ca să nu facem confuzii. Știți, rotativă a fost mecanismul pe care regele Carol I l-a folosit pentru a schimba majoritățile și primii miniștri. În cazul nostru este vorba de o rocadă. Aceeași majoritate va avea doi prim-ministri. Noi n-am mai folosit acest mijloc niciodată. Nu înseamnă că nu poate să funcționeze pentru că nu l-am mai folosit, pentru că nu știm, de fapt, cum reacționează partidele politice. Dar cred că PNL poate accepta această schimbare și oricum nu s-a schimbat nimic geopolitic în acest moment, războiul continuă, situația economică este cea pe care am discutat-o mai devreme, deci nevoia de stabilitate este aceeași care era în momentul în care acest guvern a apărut. Orice alegere anticipată riscă să ne arunce în instabilitate și în incertitudine. Aici e o problemă, într-adevăr, dar ideea vine de la PNL. Aici este foarte ciudat. PNL nu este partidul majoritar în această coaliție. El propune, adică PNL, mă rog, domnul Muraru, și a spus domnul Pârvulescu cine este. Nu este orice liberal care are o idee așa. Și el vine, deci nu exista această discuție, pur și simplu. Nu PSD a gândit-o. Nu PSD vine să spună nu mai am nevoie de stabilitate, merg la anticipate. Răspunde la o idee care vine din cerul albastru, așa, dintr-o dată, poc, ce bine ar fi să nu mai facem noi rocada. Și atunci te întreb, dar ce i-a apucat, domnii liberali, să creeze o problemă față de PSD? Pentru că n-au nicio șansă de unii singuri să guverneze. Există această problemă? E creată din nimic? E intenționată să obțină altceva? Normal, nu cumva consecințele sunt mai grave decât orice? Și mai e ceva. Într-adevăr, dacă ei stăteau de vorbă, PSD nu ar accepta niciodată, și asta e evident, să renunțe la postul de prim-ministru pentru că anunță liberalii așa ceva. Dacă veneau ei să spune, a, stabilitatea cu tare suntem dispuși să dăm de la noi, iată, pentru țară, cu tare găseau. Dar nu că vine un liberal și spune, hai să facem așa și să aliniază PSD-ul să spună, da, așa facem. Din contră, vor răspunde cât se poate de clar, pentru că își taie cracată sub picioare. Adică noi avem 40% acum, nu știm. 30, 40, nu contează, oricum sunt în față clar, pe orice sondaj de opinie. Și ne spui tu că noi nu mai luăm postul. Nu se poate, în logica politică de comunicare, nu poți să te aștepți la răspuns când vii cu asemenea propunere. N-ai cum să te aștepți la alt răspuns decât, a, da? Bine, vă arătăm noi. Vreți anticipate? Sigur că e complicat, dar pur și simplu apare o problemă în coaliție când deja sunt foarte multe probleme reale de rezolvat legate de starea economică și să vedem cum vor plăti acești bani, aceste miliarde de euro pentru compensările. N-au fost plătite în întregime de anul trecut și ce se va Mi întâmpla? Se spunea că abia au început să vină cu facturile. Bun. Deci e începutul. Și dacă nu plătești, va trebui să scoți în faliment o grămadă de firme. Nu, ce le faci? Ce te faci cu alea care îți propagă blocaje financiare în lanț? Bun. Și mai e și iarna care vine. Deci suntem aproape în septembrie. Trebuie să iei decizii importante. Exact, și acum ai probleme cu rotativa. Exact ce ne lipsea. Și o problemă de
criză politică. Vă mulțumesc, domnilor, le reamintesc telespectatorilor noștri că ucrainenii deja au imagini cu efectele atacului din Crimea. Ucrainenii au lovit acolo, nu ni se spune cu ce, cu muniție ucraineană și au distrus mai multe avioane Suhoi 24, sunt avioanele pe care le foloseau rușii pentru a susține flota rusă de la Marea Neagră. Toate informațiile imediat la știri despre acest atac cu Mircea Ivan. Rămâneți cu noi!